Muzeul Banatului Montan din Reșița găzduiește expoziția România în acoarele 3. Expoziția a fost vernisată în această săptămână și găzduiește lucrările a 50 de pictori acuareliști români, membri ai Asociației Pictorilor Acuareliști din România, al cărui președinte este reșițeanul Ovidiu Iovanel. Expoziția a ajuns la Reșița după ce lucrările au fost expuse pe simesele sălii de expoziție de la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București. Asociația Pictorilor Acuareliști din România este parte din Societatea Internațională de Acuarelă. Prin afiliere operează sub numele IVS România atunci când organizează expoziții naționale sau internaționale ce implică suportul Societății Internaționale de Acuarelă. Asociația Pictorilor Acuareliști organizează și expoziții locale sau alte evenimente destinate doar acuareliștilor români înscriși în asociație. În luna decembrie anului 2018, membrii grupului IVS România s-a organizat sub forma unei asociații cu statut juridic legalizat ce poartă numele de Asociația Pictorilor Acuareliști din România. În prezent, din asociație fac parte peste 100 de pictori acuareliști români cu domiciliu în țară sau străinătate, avându-l ca membru fondator și președinte pe arhitectul Ovidiu Iovanel. Este a treia expoziție națională, am mai făcut două în 2019 și 2021, Cea din 2019 a ajuns la Reșița, cea din 2021 n-a ajuns, dar în schimb a ajuns o parte din expoziția internațională, tot în 2019. Între timp, cu situația pe care o știm, nu ne-am putut desfășura așa cum am fi vrut. Asta este a treia expoziție națională și avem 50 de pictori. Ei sunt mult mai mulți în asociație, dar n-au avut toți lucrări pe format mare și îmi permit să spun, nici nu s-au întrebuințat prea tare ca să le execute, fiindcă în general lumea fuge de aceste formate mari. Deci asta este motivul. Preferă să lucreze pe formate mult mai mici. Sunt pictori din toată țara, unii sunt profesioniști, au terminat și licee sau facultăți de artă, unii sunt amatori, sunt arhitecți, sunt pur și simplu de alte meserii, medici, ingineri, dar pasionați de acuarelă și care vor să picteze și susțină acuarela, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că în România, din păcate, până acum câțiva ani, aproape că nimeni n-a auzit de acuarelă, fiindcă nu se promovează. Tema este liberă, portrete, animale, peisaje urbane, peisaje rurale, flori, de toate. De la Reșița merge la Timișoara și de la Timișoara merge la Hunedoara, la castel. Este un eveniment important atunci când o asociație națională își dorește să ajungă în orașul nostru. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre o asociație a artiștilor, a acuareliștilor. Avem astăzi pe simeze 50 de lucrări aparținând membrilor Asociației Acuareliștilor din România și a venit la Reșița această expoziție prin intermediul domnului Ovidiu Iovanel, lucru care mă bucură, dumnealui fiind reșițean. Iată, reșițenii se întorc măcar o dată pe an acasă, chiar dacă este vara. Expoziția va fi vizitabilă până la finalul lunii și, zic eu, este numai bună pentru vară. O experiență light, o experiență care poate fi atât pentru adulți cât și pentru copii, pentru că acuarela este o experiență, în fond și la urma urmei. Expoziția de la Muzeul Banatului Montan din Reșița are în componență și lucrările unor acuareliști reșițeni. Este nepoțelul nostru, pe care îl cheamă Alexander și care este jumătate arab. Nora mea este din Yemen și de aceea băiețelul are un mix de gene și a ieșit așa cum îl vedeți. Eu pictez din copilărie, nu numai acuarelă. În ultima vreme mi-am acordat mai mult timp acuarelei, am urmat mai multe cursuri online, acum se face așa ceva, de la mari maestri, poți să faci cursuri cu ei foarte interesant, online. Ultimul curs care l-am făcut cu Fabio Cembranelli, mare acuarelist,
Cursul decurge foarte interesant. Pictează, predă în timp ce pictează, după aceea sunt câteva zile de pauză în care poți să pictezi, să copiezi ce a făcut el sau ceva similar, că dacă subiectul sunt flori, nu faci peisaj, de exemplu, și atunci după câteva zile îți fotografiezi lucrarea, o trimiți online și are maxim 40 de cursanți, că atâta poate cuprinde în timpul onest care îl folosește, și atunci el listează cam la dimensiunea asta lucrarea fiecărui cursant color și ia lucrarea și spune cursantului: asta ai făcut frumos, aici trebuia mai așa, aici poți să îmbunătățești. Și e foarte interesant. Deci se poate învăța. Este a doua participare. Deci am participat la a doua și asta e a treia. Și e o mare bucurie și o onoare să particip la o expoziție națională, pentru că nu sunt sute de acuareliști în țară, dar nu toți au participat la... Mi se pare important și gratifiant. Și mă bucur că vine și la Reșița, pentru că la București n-am putut să merg să o văd și mă bucur să văd lucrările colegilor mei. E un eveniment și să sperăm că va veni cât mai multă lume să le vadă. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Banatului Montan din Reșița până la începutul lunii septembrie. Un interviu mai amplu despre asociația, acuarelă și expoziție puteți urmări sâmbătă în cadrul emisiunii Cafeaua de dimineață la Banat TV.